Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o italare pentru cei cu soare, în special în pești, dar cred că e posibil să fie valabil și pentru cei cu ascendent, ca ascendentul e foarte important, cu nodul nord, iar că este felul în care ne purtăm, uh, și cu luna, pentru că este latura noastră emoțională, și mult special cei cu planete însemnă de apă, dar nu, toți, toți suntem foarte marcați de luna, în fine. Uh, despre Venus, m rămâne de văzut, dar în mod special soare în pești, ascendent lună și nodul nord etalarea anuală cu o întârziere văd că unii au cerut-o și în acest motiv vă fac vouă și nu doar am făcut la scorpion că și au fost scorpion care au cerut-o chiar dacă eu am întârziat și eu am crezut că nu mă interesează, dar faptul că interesează mă bucură și o să fac după voi și la celelalte zodii dar am vrut după scorpion că ei au insistat. Așa cum e normal să insistă un scorpion uneori. Am zis să prind măcar ultima zi din zodia, din zodia peștilor ca să fim în vibrație. Da, să avem un pic de ajutor energetic în acest sens. Dragii mei, haideți să vedeți și voi să vă zic ce văd, ce mesaje au venit. În primul și în primul rând, de la îngeri. Like attracts like. Dacă vrei mai multă dragoste, fi iubitor. Um, doi. 2 pentru mine este numărul care reprezintă relația și au ce băi, deci nu se poate. Băi, mai zic și o cuvinte de astea, da? Baby, 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 peștișori, fish. Um, Pisces. 2. Foarte interesant union, da, uniune, coming, venirea împreună, coming together și avem in yang. U, foarte frumos. Eu cred că anul ăsta unii dintre voi, unii, Doresc cât mai mult să intrați în uniune cu sufletul vostru pereche, cu flacăra voastră geamănă. Da, geamănă. Că o cunoașteți, că nu o cunoașteți, că uneori mai avem impresia ai, flacăra mea, geamănă! Oh, și de fapt nu este, e doar o păcăleală. Iar rămâne de văzut. Însă, anul ăsta, unii dintre voi, pentru că vă ridicați în această vibrație a iubirii, dacă vă concentrați pe dragoste, chiar dacă ați trecut prin decepții, da dragii mei peștișori, dacă aveți înțelegere față de latura voastră negativă, de egoul vostru, al altora, de felul în care unii vin și încearcă să vă sperie, da, dragul să încearcă să vă sperie, mimi, nu ai puio, nu mă speria, că nu mă sperie de fapt. Eu am o mare înțelegere față de tine, tu încerci să mă sperii pentru că tu ești speriat de fapt de dragoste și atunci, haide să-ți arăt eu cum e de fapt dragostea, ca să nu te mai sperii de ea. Și uite așa, 2 și cu 4, 6, 6, 6, 6. 6. Hmm. Interesant, am zis 6, 6, 6, este semnul fiarei. Aici e o fiară. Probabil că cineva într-adevăr s-a purtat în fiorător cu unii dintre voi sau și-a arătat latura negativă, dar, dragii mei, arătați compasiune. Repet, am spus-o. E interesant că a apărut și la, la Scorpion aceeași carte, poate aveți acolo un marcaj voi sau ei sau ei. A, dragonul ăsta reprezintă egoul nostru, care nu o să înfricoșează, dar poate să fie și temător, după cum vedeți, e destul de înghesuit, așa, stă la picioarele Doamnei. Doamna fiind Sinele nostru superior. Da? sau spiritul nostru. Că sunteți voi față de ei, că sunteți voi față de voi înși vă, înfricoșați de ceva iar, arătați compasiune, iertați-vă și, revin la ce e important, concentrați-vă pe dragoste. Priviți la ce este frumos în fiecare. În general, peștișorii au tendința asta și în momentul în care priviți la ce este frumos în fiecare, vă ridicați în această vibrație a, pl nu plăcerii hedoniste, a, a iubirii a și atrageți și mai multă drăgălășenie. Dați un like, primiți 10 like-uri. îmi um, dați mie like, veți primi din alte părți like-uri. <laughs> Glumesc, dar însă, da, e doi, este relația, relația dintre voi și cineva, dintre voi și sinele vostru, dintre voi și voi, dacă nu e sine, dintre voi și corpul vostru, nu contează, da? Și uite așa, chiar dacă nu vă întâlniți cu cineva, intrați în uniune cu voi, că asta este cel mai important. Înainte de a intra în uniune cu cineva, trebuie să fim în uniune, în armonie cu noi, da? Latura noastră negativă, latura pozitivă. Axa dragonului, nodul nord și nodul sud, să, să exprimăm și parte din trecut și să ne pregătim să acționăm în viitor, da? E mult de exprimat. E mult de, de povestit, însă, însă, dacă vezi dragoste, oferiți dragoste în continuare. Și nu musai, dragii mei, celor care vă refuză dragostea, nu, nu zice nimeni să vi stupiți, nu. Îi iertați, că dacă le oferiți dragoste în continuare și nu, se, nu sunt ei pregătiți, s-ar putea să oferiți în direcții nepotrivite, nu. Oferiți altora. Ideea este să oferim în continuare. Și între timp ei, eventual, se vor trezi și dacă nu se vor trezi, nu contează, probabil că va fi altcineva cu care vă veți întâlni și veți manifesta această uniune. Altcineva. Poate a fost doar o flacără, -ă, nu geamână, poate a fost doar o, o legătură karmică, un suflet karmic. Voi, încă nu vă știți sinastrile, nu, nu știți chiar tot uh, în. Și planul divin ne ține oarecum într-un mister, nu? Nu știți tot și de multe ori avem, avem tendința să confundăm persoanele, zicem că acesta e sufletul meu, pereche, idealul meu și de fapt nu este. Da, da, da. Deci concentrați-vă pe dragoste, exprimați-vă dragostea și va veni dragostea. Fiți de ajutor celor din jur, Ca asta înseamnă să exprimi dragostea, da? Dragostea atrage dragoste. Ia uite, fiți doritori să exprimați dragostea. Dar, nu, dragostea nu se exprimă doar din punct de vedere sexual, doar emoțional, ci și prin lucrare spirituală. Aici văd curcubeu, poate unii dintre voi sunteți în vibrația aceasta de curcubeu, copii de curcubeu unii dintre voi. și faceți eforturi originale, sincere, prin care să arătați că vă pasă. Repet, nu musai față de cei care vă întorc spatele, așa în general, în general. Da? Nu vă închideți cu alte cuvinte și aici este un arc, este săgetătorul care tinde către cer, latura lui superioară. Uh, singurul lucru real în dragoste, dragii mei, este, în, în viață, pardon, este dragostea concentrați-vă, schimbați-vă concentrarea către, da, shift your focus și aici aveți către dragoste schimbați-vă da, concentrarea către dragoste și aici este focus on love, concentrați-vă pe dragoste și uite așa, creați o nouă lume mai întâi în alte dimensiuni 4, 5, apoi se va manifesta în 3, da? da? manifestați -i. dragostea asta pe care o creați prin vise da? prin ceea ce scrieți în momentele de lună nouă, prin inițiele și manifestările care le faceți, da? se va manifesta, atrage, va atrage și în acest plan terestru, pământean, ceea ce vă doriți. Da? Rămâneți în vibrație înaltă. Rămâneți în vibrație înaltă. E un pom. Da? Este creșterea noastră, a voastră. Da? Ia uite ce frumos, aici este uniune, da? Sunt doi. În alte planuri, poate sunteți de niște copii din punct de vedere energetic spiritual și aici suntem oameni mari, da? E o diferență, dar fiți de ajutor. Aici simt că este povestea lui Psihe și Eros, așa simte întotdeauna pentru că are aripi. Eros are aripi. Posibil să fie o romanță pe care ați experimentat-o, dar prin care, prin problemele prin care treceți, um, am formulat greșit. Dacă e o romanță, că știți că Psihe și Eros amândoi au fost testați prin greutăți, da? Aduceți-vă aminte că acele greutăți, acele probleme, provocări, trebuie tratate cu compasiune și cu dragoste și cu înțelepciune. Și cu înțelepciune. Ok, alt mesaj. Coming together, numărul 66. Ah, interesant, și a zis 6. Am zis 6, dar... Ah? Unde am zis? Am tot la, parcă tot la voi am zis, da? 2 cu 4, 6 și am zis 6 de 2 ori. Interesant. Probabil că totul 6, 6, ăsta e un număr care ține de Venus, de creștere spirituală și de întâlnirea cu această flacără. Flacără geamănă, clar. Unii dintre voi, da? Și, dragii mei, ce înseamnă 6? Șase? Casa 6 înseamnă muncă. Trebuie să munciți zilnic în a vă menține dragostea dragostea față de voi, față de mediu, față de cei din jur. Da? Serviciu, că de fapt asta e casa fecioarei, a serviciului. Vorbesc de zodie, vorbesc de serviciu către ceilalți. Oferiți-vă serviciu, compasiunea, da? dragostea, compasiunea, serviciu. Fiți de ajutor da? și veți fi ajutați de divinitate, de alți oameni, de aia, aia, aia. Mai, amândouă, uniune și coming together, da? Uniune și întâlnirea împreună. 13. 13 iar ține de, casa, de cartea din tarot care reprezintă moartea, da? transformarea, casa 8 a sexualității, a spiritualității. Dar și a banilor, în fine, probabil că cineva ține mai mult la bani și ea cineva ține mai mult la dragoste și spiritualitate. Și aici este Scorpionul. Scorpionul, vorbesc de Scorpion, nu o să-i vorbesc de energie, de Pluto. Și unul și altul trebuie să se transforme, unul trebuie să devină un pic mai, mai pământan și celălalt da mai spiritual. Dar ia uite, este un lup și un vultur. Unul trebuie să se ridice da, cu atenția către noi și altul să vină un pic pe pământ, pentru că și unul și celălalt are energie alfa, au ceva important de făcut. Frumos, foarte interesant. Acum rămâne de văzut care pe cine trezește. Deci venire împreună, întâlnirea. Deci în acest an se va manifesta într-un fel sau altul această întâlnire, că poate v-ați întâlni și veți Vă veți reîntâlni, variază. Dacă nu v-ați întâlnit, veți întâlni flacărea voastră geamănă Interesant că atunci când a apărut s-a separat în două, apropo de unii și aici și aici, în două. Uh, Într-o parte, aveți iar 17, 7 și cu opt, iar am vorbit de scorpion 13 și 8, da? Transformare. Dar am vorbit și de săgetători aici, aveți 4 cu 5 9, casa nouă a spiritualității. Rămâneți în grația, Her Grace. Păstrați-vă grația, mai ales doamnelor sau cei care sunteți în vibrație feminină. Zic vibrație, da? Că puteți să fiți bărbați care căuta spiritualitatea. Mm. Iar variază. Rămâneți în vibrația aceasta înaltă. Nu doar emoțională, dar și mentală. Pentru că emoțiile atrag gândurile și gândurile vă transformă emoțiile. E o legătură, știu că sună ciudat apă-aer, dar este o legătură foarte profundă între apă și aer. Cel puțin la noi pe pământ, apa, ca să poată fi, ca să aibă viață, are un pic de aer și aerul pe care îl respirăm are un pic de apă. Interesant cum vine mesajul, da? Fiecare vă oglindiți în celălalt câte un pic măcar chiar dacă sunteți diferiți. Dar păstrați-vă grația și rămâneți în lumină, în credință, aveți spiritul, flacăra cristică. Da. A trebuit să vă sacrificați, să înțelegeți ce înseamnă sacrificiu, ce înseamnă, ce înseamnă, înțelegeți ce înseamnă moartea și renașterea, ca să înseamnă, da, Hristos, moartea și renașterea. Renaștere, renaștere într-o nouă viață, într-un nou spirit, da, un spirit de lumină. În ce sens? Nu neapărat un nou spirit. Să vă ridicați la, la înălțimea spiritului, adevăratului vostru spirit. Adevăratului vostru spirit, da? Și toată această transformare și întâlnire se întâmplă, am zis mai devreme, în, în alte dimensiuni. În alte dimensiuni. Da, mai suprapuneau Sunteți fără limită, în alte dimensiuni. Aici este, în astral. Poate chiar în afara sistemului nostru, da? Două galaxii. Că, de fapt, asta suntem. Noi suntem un microunivers, macro dintr-un punct de vedere energetic și micro din punct de vedere celular, planel, pământean. Deci, vă întâlniți cel puțin anul ăsta. Eu zic că vă, vă întâlniți și în, în plan terestru. Și în 3D. Dar prima oară va fi întâlnirea la nivel 4-5. Da. Dar păstrați-vă dragostea, pasiunea, înțelegerea. Aici, ia uitați, are verde, ochii are verzi. Nu mă că aveți voi ochii verzi, dar verde înseamnă ceacra inimă, inimii. Priviți, cum zice, da? Look, asta înseamnă privire, ascultați și etalarea cu privirea. Priviți din prisma dragostei. Și păstrați-vă lumina pe față. Oh. Și asta înseamnă, da? Dacă a stat în umbră, să merge, să călătoriți către lumină. Către lumină. Și a, cum, cum faceți acest lucru? Devotându-vă lucrurilor mici. Cu pași mici și siguri da? și sigur plantați în grădina voastră acel pom, da? grădina fiind aici. Aici plantați, în mod special. Asta e grădina și apoi veți simți roadele și aici. Și am zis devoțiune pentru lucrurile mici, asta înseamnă și serviciu, iar ține de implicarea voastră practică, nu doar de starea de visare, nu doar de ceea ce simțim, ce gândim, tipic peștilor, da, Bine, poate nu toți sunteți așa. Deci păstrați-vă grația. Rămâneți în flacăra cristică. Păstrați-vă credința. Și cine nu și-a arătat dragostea și care visează la voi, probabil, așa simt după cum arată și cartea, probabil, se va proba, la un moment dat și înveți povestii, Vi visând la această lumină la voi va ieși din starea de timiditate, sunt neapărat timiditate, um, lipsa de exercițiu emoțional sau de împărtășire emoțională. Poate este cineva care nu a știut să împărtășească emoțional și și-a trăit viața așa foarte um, monocrom, să zicem, da? În momentul în care voi vă ridicați în vibrație, da? Vă păstrați această grație, rămâneți în spirala voastră și în, evolu în evoluție! Chiar dacă vă îndepărtați de voi, tot îi veți atrage. Îi veți atrage ca un foc, da? Îi veți atrage înspre creștere. Ia uitați, aici e o gal galaxie, aici sunt două, da? Aici eu cred că sunt două personaje. Unul care visează în tăcere, nu exprimă, hidden beauty, nu exprimă. Poate chiar și plânge. Că sunteți voi, că sunt ei, variază. Depinde cât de puternici sunteți peștișorii mei că unii sunteți mai puternici, alții mai puțin de ei, acum învățați, da? Visați la cum veți fi și veți manifesta acest foc, acest erou, da? Intrați în inima momentului, ce înseamnă foc, da? în familia voastră spirituală, ia uite, întrezirea sufletului vostru, voi sau ei. Dar, care idee? Da? Care e ideea? Dacă voi rămâneți în creștere și manifestați creștere, like attracts like. Creșterea voastră atrage creșterea lor. Am mai zis-o de câte ori am putut. N-am făcut prezentare specială, dar am zis-o. Creșterea voastră atrage creșterea lor. Și vă veți întâlni și vă veți întâlni mai devreme sau mai târziu. Interesant că au venit și aceste cărți, așa, pe scurt, yin yang lover, cel care vă completează, da? Vă completează, da? Și aici aveți uniune, am vorbit de latura negativă și pozitivă, sau de întuneric și lumină, sau de ce mai vreți voi, da? Yin și Yang. Iubitul, iubita care vă completează. Ce este și mai interesant, omul de pe pământ și femeia din cer, am vorbit de apă și aer, da, și spiritul cristic vine din cer. Acum, că este energia feminină a unora, care manifestă spiritualitate și energia masculină a altora care manifestă Uh, lucruri pământene iar vibrează, de-aia vă și completați, unul este mai spiritual, altul este mai pragmatic, dar ideea este să aveți câte puțin și voi spiritual, dacă sunteți să fiți un pic pământeni și dacă sunt pământeni să fie și e un pic spiritual și uite așa echilibrați, da? E o echilibrare și aici, da? Tot o uniune tot un balans da? Oricum clar că vă veți întâlni pentru că în momentul, uh, și această carte arată această întâlnire Sensual awakening. În momentul în care vă veți întâlni acest partener sau această parteneră potrivit, potrivită, cea mai, cea mai potrivită, se va produce trezirea și din punct de vedere senzual. Sau, de fapt, prin senzualitate s-ar putea pentru unii să fie așa valabil. Prin senzualitate, prin energia senzuală care se manifestă între voi, se se producă trezirea celuilalt în momentul în care vă veți atinge în momentul în care veți exprima această compasiune senzual, emoțional, da, tactil, se va manifesta și creșterea, trezirea cuiva. Și uite așa, se trezește Shakti, a trebuit să vă pun un documentar, Shakti, energia feminină divină. Și începe să manifestați iar în lumină. Da, lucru simple. Începeți prin lucru simple și veți dezvolta, dragii mei, în timp, împreună, o adevărată moștenire de lumină, da? Cum începe, de fapt, trezirea? Iar eu simt, pentru că ești senjual, pentru că e șahti, pentru că este roșu și portocaliu și alb, iar e același culor, sunt și aici, și aici. Simt, și o femeie, da, aici, clar. Simt, uf simt că în niște momente de tandrețe, că vor fi sexuale, că vor fi doar senzuale, va declanșa trezirea uneia dintre voi. Da. Și trezirea da, se va face prin gesturi simple, prin acțiuni simple și încet, încet da, se va crea stabilitate 4 și moștenirea de lumină pe care doar voi doi în uniune, venind împreună, puteți să o manifestați. Puf, ce frumos! Da? Frumos, frumos, frumos. Așa îmi arată cărțile, dragii mei, 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 mei. Of. Ok. Am zis că vorbim de uniune, da? Din toată încălcitura asta prin care ați trecut, trebuie să vă descoperiți niște abilități, niște calități, niște lucruri, să vă transformați. Interesant apare transformarea fluturele la chakra întâi, a doua, apropo de sexualitate și de șacti și de trezirea cuiva. Unde? Da? Trezirea cuiva, sensual awakening și șactii, da? Ia uitați cum vine aici, da? Fluturele pe primele două chakre. Uh, da, unul este mai pământean, altul mai aerian, dar nu în sensul aerian visător, nu mai mental, mai spiritual, am zis. Amândoi sunteți superbi împreună, dar foarte diferiți. Dacă, dacă știți să vă echilibrați și să vă înțelegeți și să vă susțineți unul pe celălalt. Ce frumos este că și aici s-au împărțit cărțile în doi și avem aici 10 de aer, care știți că înseamnă 10 de spade, eliberarea de necazuri, avem 5 de, de foc, care înseamnă 5 de bâte, de conflicte, de trădări, da? De dureri, zic de, 5 de 10 de aer, 10 de aer, 5 de, de bute, de concurență eventual, de agresiuni, de dorința, desire este tendința, dorința egotică de a avea, de a dori, de toate aceste lucruri, da? Se încheie acest lucru, acest ciclu și se intră, dragii mei, pe abundență. Și cum se va intra pe abundență? Ia uite, ea are un dragon, da? Dar este ego varianta sa superioară, pentru că dacă n-ar fi ego, noi n-am putea, -am putea să, -am, da, să manifestăm nimic pe acest pământ. Ego este necesar, dar și ego poate fi antrenat și educat prin dragoste și compasiune. Ideea este nu să dorim, cum am văzut mai devreme, obsedant, obsesiv, da? Toxic, și să muncim cu încredere către creșterea noastră. Deci se va manifesta această abundență în momentul în care intrați în uni Uniune. Și asta când unul dintre voi va alege doi de băte, doi de foc între voi și altcineva. Cofi semn de aer variază, dar în acest semn de foc. Dar eu simt că cineva trebuie să aleagă între soția lor, mama copiilor sau mama lor, că poate n-au nici familie, nu au familie, n-au soție, da? N-au soție, n-au iubită, dar au o mamă care influențează pe unii, da? Sau niște chestiuni care țin de familia lor, de tradiții. Aici, da, trebuie vindecat, ia uite, e o energie care vindecă. Aici trebuie vindecată relația cu mama. E dragoste foarte frumos, da? În momentul în care se alege să se vindece relația cu mama sau cu energia feminină, dragoste, iar dragoste, ce frumos. Ia uite, uniune și dragoste. Compasiune, cum am zis mai devreme, a focus on love. Da? Și să aleagă ori aceste lucruri, dragoste, compasiune, vindecarea Uh, unor traume emoționale sau față de energiile feminine, dacă alege acest lucru, se va manifesta abundență sau cineva trebuie să aleagă între tăcere, pentru că este scribul, cel care scrie, dar nu vorbește, da? sau studiază, analizează, dar vorbește mai puțin, între tăcere și manifestare și creștere, abundență. Unii dintre voi aveți iar un semn de aer care trebuie să aleagă între această abundență. Sunt două variante, sper că le sesizați nuanțele. Între abundența care se va manifesta în uniunea cu voi și o altfel de abundență e o creștere, da? E o creștere, dar nu e abundență. E o creștere fizică, că e mama, dar nu e abundență. Pe care au trăit-o cu soția sau cu mama copiilor sau cu cine au fi fost, da? Aici, înțelegeți e o nuanță, dar trebuie închis acest ciclu ca să, 10 de aer, pentru că au fost decepții, ca să se manifeste intrarea în Uniune. Asta în cazul în care. Da. Unii dintre voi, într-adevăr, vă veți întâlni. Dar chiar dacă nu vă veți întâlni cu cineva din trecut și persoana din viitor, sau da, persoana nouă care vine, are de lăsat ceva în urmă. Da? Are de ales. Și nu doar persoana, și voi. Poate că și voi aveți de vindecat niște energii materne. O relație maternă care. Da? Asta pentru că era vindecătorul. Și aici este o altă variantă. Sau alege să fiți o energie maternă care înțelege, care e plină de compasiune, iar o altă nuanță. Înțelegeți nuanțele, dragii mei, da? Ok. Ce a vrut să, se, să iasă în mod special pentru 2021? Doi de spade. Blocați? iar alegeți cu înțelepciune, cu intuiție, cu spiritualitate, conectați-vă la lună, la emoții și la intuiție, nu la rațiune, și la intuiție, lăsați gândurile în jos, vorbiți mai puțin, gândiți, nu neapărat să gândiți mai puțin, gândiți din suflet, dar unii dintre voi mare grijă să nu vă blocați inima de azi, să vă concentrați pe dragoste, poate cineva v-a blocat, iar și aici este problema. Cineva blochează întâlnirea cu acest suflet pereche. Dar voi trebuie să vă detașați această energie. Dacă v-a blocat, nu stați în aceast, acest, blocaj. Dragii mei peștișori, că poate acest personaj nu trebuie să fie cu voi. Veți trăi și veți vedea, voi rămâneți în creștere. Da? În compasiune. Iau de regele de cupe, doi de bâte, iar alegere și justiția. Justiția care are în spate 10 de monede. Știm, Tatiana, da, semn de apă, balanță versus balanță, balanță căsătorită. Știm și chestia asta cu care nu comunici uh, valetul de spate. Dar nu e obligatoriu, Ia uite, și regina de cupe. Da? Acest personaj este, este voastră divină, dar posibil să mai aibă iar o mamă sau o moștenire sau o familie, da? Și aici trebuie să se rezolve o problemă. Înțelegeți? Înțelegeți. Cam am încercat să spun nu știu câte variante aceste lucruri, da. Hai să iau te spânzuratul, spânzuratul. Am vrut acum să se arate. Hm. Acceptați situația, da, stagnarea, blocajul, ca pe o situație necesară ca să primiți informații de la divinitate, ca pe o lecție. Intrați în uniune cu voi în această perioadă, uniune cu voi, ca să apară și personajul care vă este predestinat. Ia să vedem, peștișori. 2021, în special, soare, dar posibil și luna și ascendent și nodul nord. Ok, peștișori. Am văzut nouă de cupe. Petreceți cine? Ne la mulți ani pentru cei care veți astăzi ziua de naștere. Ultima zi, parcă, nu? Peștișori. Și dacă nu petreceți, învățați-vă să vă iubiți pe voi. Da. Cavalerul de monede. 10 de monede. Mm, în martie. Cineva. 7 de spade. Apoi, aprilie, 2 de monede, iar momentul de alegere, Imediat. Mai. 9 de spade. Mai. Iunie. 6 de monede. o iulie. Marea Preoteasă. August. O, ce august fierbinte veți avea? Super fierbinte. August-septembrie. Luna. Dar închideți acest ciclu. Acest capitol. Septembrie. Octombrie. O, oh, i-am văzut la un moment dat, noiembrie, gostiții. De ce? Pf, ce frumos se termină. Am zis, dragele mele căți! Mulțumesc, Sfinte Duh! Da. Am zis că se termină cu Uniune. Rămâneți în dragoste, rămâneți în dragoste. In gang Lover. Uniune, coming together. Vai, ce frumos! Oh, la capătul setului de cărți, da? Fiți independente, concentrați-vă pe creșterea voastră. Nu înseamnă creștere. Chiar dacă va bloca cineva pentru care are nevoie să gândească. Că energie din 2020, că se va mai simți în 2021, variază și uite, Regele de spade, cineva este foarte rațional. Iar moartea, că o fi pe 13 născut, că trebuie să se transforme, are conflicte chiar iar cu sau ori cu soția, ori cu, poate, da, cu mama, ori cu, cine, cu noțiunea de abundență, că am văzut 10 de... am văzut, am văzut mai devreme, da? Pentru unii e posibil să fie cineva cu marcaj în fecioară, dar eu personal cu semnele opuse nu... mie nu-mi nu e dar pentru unii nu, pentru toată lumea, dar, în fine... Ideea este că orice s-ar fi întâmplat, așteptarea la care a fost puși, precauția cuiva, faptul că v-a observat și s-a gândit dacă meritați investiție sau nu, oh, a trebuit să-și schimbe felul în care valorile, pentru că împărătea printre multe de altele înseamnă și valori, da, e Venus, da, iar poate a avut conflicte cu cineva, iar variază, mama, iubi, eu știu, nu iubita, mama, copiilor, soția, da, acest personaj a tăcut mai mult și a vorbit, dar ce în spatele e moartea, adică transformarea. Transformare. Și dacă a fost extrem de precaut, dacă nu prea a vorbit, dacă s-a gândit mai mult la bani, da? dacă a gândit judecat, a judecat, a judecat, a gândit, poate chiar v-a judecat pe voi că sunteți într-un anume fel, nu altfel decât, nu așa cum erau eu obișnuiți, da? femeile acela împărăteasă, da? Fumoase mm. Frumoase, siropoase, eu știu cum, dar... Așa simt mesajul acum. Că aveau un ideal de feminitate diferit eventual, însă acesta se va schimba. La un moment dat, în această tăcere lucrurile se schimbă, dar dragii mei, dragile mele, voi creșteți în continuare, ieșiți din colivie. Sau chiar dacă nu, sunt, nu, nu aveți o colivie din care să ieșiți, pur și simplu, stați în aer liber și manifestați monede, manifestați diferite hobby talente, îndemânări, creșteți, transformați-vă. Asta înseamnă. Ok, și tac. Păi, deci mi se, mi se pare mult mai fain decât să vină cineva să să aibă cinește ce acte de gelozie, cum da? V-am mai povestit-o că s-a mai întâmplat în viața mea și în fine și a altora. Nu-i mai fain ca cineva să tacă și să vă lase în pace, să crește spiritual? Da, uneori la început e dureroasă tăcerea. E dureroasă, dar e necesară mai. E necesară. Tocmai bine. Că aveți timp pentru voi. Și manifestând așa pas cu pas, vă pregătiți colivia voastră de aur. Și nu e o colivie, este o casă, o relație, Ia uite, cele patru băte, cuplu, da? De forță, flăcările gemene. Vă atrageți, da? Flacăra geamănă. Ok. Ianuarie, februarie, martie. Cavalerul de monede, 10 de monede, 7 de spade. O să vreau totul să clarific 7 de spade în martie, dar în ianuarie. Posibil că aveți pe cineva cu marcaj în semn de pământ. Nu toată lumea, da? Nu toată lumea. Care vine foarte greu spre voi. Dar în aceste de văd că este în direcția trecutului. Văd că nu, așa a fost să fie și așa trebuie să fie, da? Că ăsta e mesajul. Cavalerul merge înspre trecut. Și uite, nu înspre în viitor. Simt că acest personaj pentru unii ar putea să fie, aveți și capricorn, aveți și da, semne de pământ, da? aveți capricorn, taur, capricorn, capricorn, taur, fecioară, da? aveți semne de pământ, semne de aer și semne de apă, dar nu, semne am zis, da? Când zic capricorn, taur, fecioară, mă refer la marcaje. Da, la care cineva Venus în semn de pământ, așa se va manifesta în dragoste, da? Deci așa simt că acest cavaler de monede, de, pe lângă faptul că vine foarte încet, că de-aia ați avut, iau de șapte de monede, poate să fie chiar acest rege de, da? de aer. Da. Aproape stă. Vă pune în așteptare pentru că vine încet. Da? Am senzația, o să clarific totuși, că stă mai mult cu gândul la trecut. Poate la trecutul lor, da? Și nu sunt pregătiți, iau te că doi de monede vine chiar sub ei. Nu sunt pregătiți să aleagă, dar probabil că în aprilie vor fi puși în poziția să aleagă. Așa am pus cărțile, așa vine mesajul, da? Acum, că veți alege voi, că vor alege ei, iar variază pentru că e o singură carte pe lună și vorbesc multora. Hai să zicem, hai să zicem că așa primești eu, da, mesajul. Pe lângă acest cavaler de monede, că ar fi cineva, eu zic că vă reprezintă și pe voi, care aveți nevoie de stabilitate, că am zis, păstrați-vă grația mai devreme. Dar fiți un pic și uh, nu doar emoțional, nu doar spiritual, fiți un pic și materi materi nu materialiști uh, pragmatici. Da? Construiți, puneți în practică visurile. Dacă sunteți prea pragmatici, învățați să fiți spirituali. Unii dintre voi în ianuarie și februarie să vă. Con Asta o spun și din experiență. Vă concentrați pe abundența voastră. Iar în februarie aveți niște chestiuni legate de familie. Acum, de moștenire, de zestre, de ceea ce vreți să lăsați în urmă, sau în urma voastră, adică ca și moștenire, am zis bine, da? Ceea ce vreți să construiți, moștenirea pe care vreți să o construiți voi cu mânuța voastră, nu doar cea pe care ați primit-o, da? Chestiuni care țin de bani. Poți să fii și la nivel profesional. Vă concentrați pe abundența voastră, creșterea voastră de cu tenacitate, iar o energie care vine de anul trecut de anul trecut. Munciți cu răbdare să vă construiți această da, această abundență, 10 de monede. Și în acest sens, simt mesaje diferite. În martie trebuie să vă gândiți o strategie. În aprilie va trebui să alegeți Ceva. Mare grijă ce alegeți ca să nu treceți voi prin aceste nouă spade. Grijă. Mare grijă. Uf, dar eu așa simt că în ianuarie-februarie vă concentrați, afară de faptul de persoana respectivă, vă concentrați și voi. Peștișori sunteți mai cu picioarele pe pământ. Pe ce aveți voi de făcut? Pe grădina voastră. Pe profesia voastră, în martie. O să vreau să clarific. Oricine va vine, oricine va fuge, cu niște gânduri nespuse. Niște gânduri nerostite. Ar vrea, da. Ar vrea să vă spună ceva, dar nu are curajul. Și toți. Vă Pe de-o parte văd aici trei, v -a dezamăgit, v rănit și doi sunt pe partea cealaltă, doi care a apărut mai devreme, da? V-a blocat, v-a dezamăgit și v-a lăsat cu... Da. Hai să clarific. Clarificăm șapte de spade. Ne. am șapte de spade, te rog frumos. Am văzut marele preot. Probabil că sunt într-o căsnicie unii dintre ei. Sau un contract spiritual. Ia uite. Ok. Asta -o. o sunt multe mai. ar vrea să vină la voi cu un valet de cupe cu, să-și exprime emoțiile, să-și ceară scuze, dar cu asul de spade așa simt că este în jos. Încă probabil nu și-au tăiat uh, carmele, încă, încă, ar vorbi, dar n-ar vorbi, ar vrea încă e nehotărât, așa simt. Așa și din cauza asta s-ar putea voi să vă detașați, am zis, și să vă găsiți flacăra geamănă sau bucuria în altă parte. Mai dăm o carte. Uh, ce ar mai fi? Hmm. Da, ar mai fi. Hmm. Pentru unii s-ar putea... A dar sunt multe secrete. Cineva a vrut să aibă controlul. Cineva nu și-a exprimat, a avut confuzii emoționale, nu și-a exprimat emoțiile. N-a vrut să primească această dragoste și a produs stagnări. Mai, mai. Aici a fugit. A fugit acest personaj. Nu musai în martie. În martie ar putea să, să se reîntoarcă. Cu acest 8 de cupe ar putea, ar putea să se reîntoarcă. 7 și 8 să crească un pic spiritual, emoțional, mental și să se reîntoarcă să-și dorească iertarea, comunicarea cu voi și manifestarea sau trecerea prin acest portal, prin această, manifestarea unei noi relații, a unei noi dimensiuni a relației voastre. Mm -mm -mm -mm. Asta pentru că voi începe să manifestați creștere financiară, abundență, posibil, dragii mei, mare grijă, să-i atrageți. să -i atrageți. Dar dacă, mare grijă totuși la acest personaj, că dacă îi primiți să nu vă readucă iar dezamăgirile pe care vi le-au uh, oferit cândva. Pentru că ei acum sunt atrași de succesul vostru și abundența voastră. Hai totul să le las aici pe Ok. În aprilie aveți de ales. Alegeți acest personaj care se reîntoarce, care va păcăli sau vă alegeți pe voi? Alegeți valorile eterne sau valorile trecătoare? Alegeți să manifestați, iau te, să intrați în uniune cu voi, e un curcubeu, intrați în uniune cu voi, Intrați în echilibru sau stați să junglați de tot timpul. Ba decepții, ba bucurii, ba receptivitate, ba acțiune. Trebuie să fiți în echilibru, da? Nici prea mult dintr-o parte, nici prea mult din cealaltă parte, ca să atrageți persoane echilibrate. Clarificăm acest doi de monede. Și fac așa, această etalare un pic mai detaliată, uite, Soarele. Da, cineva trebuie să vă aleagă, își dorește să vă aleagă, să manifeste această întâlnire, da, cu voi. Manifestați ego-ul de care am vorbit sau trezirea spirituală, da, iar. Dacă e vorba de voi, da? ego-ul se manifestă prin multe, și prin mândrie, și prin frică, da? sau trezirea spirituală. Posibil pentru unii acest personaj în martie, care va decepționa, a fugit despre care am zis mai devreme, să, am zis, să încerce să vină cu niște scuze, să comunice, să se elibereze, să revină ca să se manifestă la un moment dat, da? flăcările gemene, eventual dar variază, aveți mare grijă să nu confundați. Pentru că cine a mințit odată poate să minte a doua oară. De-aia zic mare grijă, dragii mei peștișori, fiți înțelepți. Și dacă vine cu acest gând în martie, în aprilie să fie obligat acest personaj, pământ sau aer, sau marcaș puternic în semne de aer, adică foarte rațional sau în semne de pământ foarte pragmatic, da? acest personaj să trebuiască să aleagă, soarele, să aleagă trezirea, să aleagă soarele, ce, această uniune, că asta e soarele, bucuria. Ia. Clarificăm, dar să aleagă manifestarea celor două suflete care intră în uniune, că doar apare uniunea da? și se manifestă, cel puțin până la sfârșitul anului trebuie să se manifeste. Clarificăm nouă de spade. De ce a apărut, dragii mei, tocmai de Paști? nu? Când e de Paști? E? A, dragii mei, dacă e nouă spate dacă sunteți în străinătate, o să înceapă blocajul pentru Paștele Catolic, o pe urmă o să înceapă blocajul pentru Paștele Ortodox, da? Aprilie-Mai, da? Alegeți trezirea, trezirea spirituală, chiar dacă sunteți puși în situații neplăcute, da? Mai ales că e COVID-ul, nu vă gândiți că gândul se manifestă dacă e prea mult, dar nu vă gândiți la boli, mare, mare grijă. Mai ales la luna nouă. Nu vă gândiți. Nu vă gândiți la boli în aprilie. E un stres al cuiva. Ia să vedem. 9 de spade, te rog frumos, clarificăm, doamne, pentru peștișori. 9 de spade. Sfinte, Duc, te rog frumos, clarificăm pentru peștișori. 9 de spade, Sfântă Ce este acest nou de spade? Da. Eu cred că ei. Eu cred că ei vor fi același personaj dacă vine și pleacă, dacă vine doar pentru că i-ați atras prin vibrația voastră înaltă și nu se ridică și ei la această vibrație și nu aleg și ei trezirea, ci aleg ce este strălucitor, da? Așa ca precum coțofana care a atrasă de lucruri strălucitoare, Ah, S-ar putea să se regrete pentru că voi veți alege în aprilie trezirea spirituală, Uniunea. Asta pentru că ați ascultat aici, poate ați mai ascultat și în altă parte. Deci, acest personaj a plâns, da? A plâns, da? A regretat separarea de voi, a regretat nouă iute, nouă de spade, a plâns, am bolnaviciu și celălalt a plâns. Și în aprilie vrea să vorbească despre aceste regrete. Și ia uite, acum vă și zic ce am văzut, dar nu v-am zis. V-am zis că vrea să comunice, dar nu v-am zis de ce am zis chestia asta. Aici eu văd că e ca un cal de aur, de aur, de a, de aer, un cal alb. Calul care înseamnă mesager. Este doar un gând și e, e un mesager alb, este un cal alb. E doar un gând pe care nu le exprimă. Fuge. Da, nu, nu, nu nu are obișnuința să-și exprime gândurile și emoțiile acest personaj. V-am arătat clarificările, da? V-am arătat. Cred că este același personaj din trecut, da? Dar, repet, pe de-o parte, în aprilie și ei trebuie să aleagă trezirea, pe de-o parte și voi trebuie să alegeți. Oricum s-ar purta, da? Cât i-ați alegeți trezirea, că Dumnezeu nu vă înșală niciodată, dar oamenii ne vor înșela uneori adesea, adică adesea, chiar și sufletele perei și flăcăle gemene, da, ne înșală. Întotdeauna alegeți dragostea pentru Dumnezeu. Aici este. Da? Asta este valoarea supremă. Da? Veșnică. Și în momentul în care voi alegeți trezirea, fericirea voastră, manifestarea, ia uite, concentrați-vă pe dragoste, varianta voastră superioară, va veni iar Vine, pleacă, vine, pleacă, da? Acest personaj, cavalerul de spade sau cine-o fi, nu contează. Va veni cavalerul de spade, va veni. Să exprime regrete că va a supărat. Regretă că voi ați fost aici supărați, că aici e un bărbat și aici e o femeie, da? Regret, ca și energie vorbesc neapărat, da? Personajul acesta regretă că va a supărat că v-ați îmbolnăvit de grijă și de supărare. Da. Apoi, în ce? Mai iunie. Iunie e chiar 6. Da? Ce drăguț. 6. Se echilibrează balanța. Începe să se echilibreze energia în viața voastră, energiile. Energiile, energiile, energiile. Iar Țin mai mult un echilibru, pentru că e casa sănătății, apropo, vă însănătoșiți, vă reechilibrați. Cineva, a, acest personaj, da, să își dorească să echilibreze situația dintre voi și ei. Da? Pentru că au ținut foarte mult, au ținut foarte mult la bani, la poziție socială, la, la, la Ok, în iunie, că se echilibrează finanțele voastre, că încearcă ei să echilibreze relația cu voi și să muncească, și se înseamnă muncă, să da? Iar variază. Dar interesant este că apare această mare preoteasă în iulie. În iulie, care reprezintă semnul racului în general, rac și, și leu, probabil că aveți acolo marcaje. Eu cred că în iulie, august, aveți, nu, în iulie, mă, special, o să aveți niște revelații, e chiar soarele sub Marea Preoteasă, așa că mai citesc eu un pic Anapoda, nu Anapoda, mai ciudat, îmi place mie să mai folosesc altfel de um, decriptări, decodări. Deci în iulie o să aveți o, la luna 9 mai ales, fiți atenți, dragile mele, dragii mei, la luna 9 din iulie veți primi niște revelații referitor la alegerile voastre din trecută, alegerile viitoare. Și da, și alegerile... Da. Și chiar dacă în august încă veți fi influențați de această pasiune sau de un... Eu văd că e aceeași pasiune, obsesie, Obsesie din partea cuiva. Semn de aer, semn de pământ, iar nu contează. Eu zic în septembrie, când soale în opoziție, da? În opoziție cu voi, pentru că a spus intențiile. Țineți ideea, da? Vă vorbesc așa, știți, în stilul meu. Dacă a spus intențiile acum la luna nouă din pești, în, dragii mei, felicitări, în septembrie, la luna, plin, luna nouă din septembrie, se va manifesta ieșirea din vechea lume, da? Asta toxică, obsesii și se va manifesta, dragii mei, ce ați ales aici în aprilie, luna viitoare la, la, la luna nouă din Berbec. V-am zis, citesc un pic altfel. La luna nouă din Berbec alegeți trezirea și se va, veți simți efectele prin septembrie, noiembrie, decembrie. Da. Și probabil că cineva va rămâne în această, în, în această cușcă mentală. Eu știu, oameni din trecut vor rămâne, asta e, nu e treaba noastră. Pentru că văd aici, vedeți și voi, da? Haideți să vă așez cărțurile, da? Aveți în noiembrie 8 de spade în august, da? Vine pe diagonal, 8 de spade, diavolul 6 de, de, monede și vine sub mincinos, da? da? E o diagonală. Dar acest personaj care este obsedant, de care ați fost și voi obsedați, da? Și v-ați intoxicat, e o pasiune intoxicantă. Acest personaj trebuie să-și schimbe felul în care gândește, ca să puteți manifesta da, acest potențial 2D uh, cu pe îndrăgostiții 4 de băte, da, acest personaj trebuie să se schimbe dacă sunt ei. Eventual va veni altcineva. Eventual, pentru că încheiați acest capitol. Pac, 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 gata, am încuiat. Am ars. Am ars. Va fi luna plină în septembrie, va fi luna plină în pești, da? Pești aici, da? La luna plină în pești, vă eliberați de toate energiile toxice. Cei care vin, pleacă, vin, pleacă. Nu! Gata! Și asta ei să rămână în cușca lor mentală, ei să rămână cu grijile. Poate că și voi veți mai avea un pic de lucrat la deprogramările voastre, da? Da? Poate că este și energia voastră că atunci când închizi un capitol, ai încă niște emoții, mai ai niște reziduri mentale. Dar dragii mei, iubi, iubi, baby, baby. Uh, la sfârșitul anului, uitați Vă îndrăgostiți de sufletul vostru pereche de flacăra voastră geamănă. Cor fi noi, dacă vă șase și 6, vor fi vechi, veți trăi și veți vedea, dar! iubi, se termină frumos, alegeți pe Dumnezeu, alegeți soarele. Și repet, se va încheia, veți simți în septembrie, la luna plină din pești. Ia uite, e o lună plină și o lună nouă, da? O nouă lume. Intrați în această nouă lume, nou capitol. Ok, în august, super pasiune obsedantă, intoxicantă, da? Hmm. Dar haideți să vedem Haideți să vedem, totuși, drăguții mei peștișori, ce ți avea voi acolo, soare, luna, în de nodul nord. Ce înseamnă această mare preorteasă în iulie? Am zis că e vorba de niște revelații și sunt convinsă că unii veți avea niște revelații când va fi soare în senoracului. Mhm. Uh -huh. Da. Ah, ce frumos! Iubi! Wow! De deci ce este steaua? Uf steaua. Am zis, Marea Preoteasă, steaua, pești, vărsător și leu. Este o poziție, probabil, planetele din vărsător cu planetele din, din leu și din rac. E? Veți simți destinul, veți, eu zic că așa veți primi niște semnale referitor la destinul vostru. Și veți începe într-un mod miraculos, secret, să vă vindecați. Eventual, nu doar să vă vindecați, să vă atrageți like, attracts like, să vă atrageți sufer tu acela predestinat. Și în momentul care, probabil, așa zic, așa simt, unii dintre voi veți atrage și veți manifesta într-un mod secret, pentru că, pentru că uneori trebuie să mai țineți secret fericirea noastră, pentru că oamenii sunt invidioși, ați văzut în videoclipurile anterioare, da? Oh, cineva visează la aceasta, Ia uite. O nouă dragoste. Posibil să fie un semn de apă sau cineva cu marcaș puternic în semne de apă. Da. Mai am mai văzut... A, am văzut la regele de spade și moartea. Acum văd împăratul. Da? Împăratul și moartea cineva trebuie să-și transforme ego-ul. Am vorbit, da? Puterea, da? Își dorește foarte mult puterea, trebuie să învețe să se echilibreze și să crească spiritual. Acum, zodi, că să fie leu, că să fie săgetător, că e scorpion, că e berbec tau, E, be, nu mai zic atâtea, da? Rac, pești, scorpion, nu contează. Multe sunt posibilități, că sunteți și voi mulți. Ideea este că În iulie veți intui de fapt cine este destinul vostru și cred că asta vine și pe cala visului. Veți avea niște vise referitor la o nouă dragoste. Iată, iau te șapte de cupe luna, da? Marea preoteasă, steaua. Iar luna nouă din iulie, proiectați-vă la luna nouă din iulie, proiectați-vă destinul. Manifestați, inițiați, manifestările care trebuie ca să vă atrageți destinul vostru. Mă înțelegeți? Haideți, vă rog, ziceți că da. da. Iar intuiție. Poate că cineva visează, veți simți. Da, că cineva vă visează. Da. Ia, asul de cupe. Cineva, da, are o dragoste ținută în secret, nemanifestată, o fie o nouă persoană. Dragii mei, poate să fie o nouă persoană că voi a stat atât ancorați într-o direcție și să fie altcineva de a zis. Concentrați-vă pe voi, pe creșterea voastră și veți trăi și veți vedea. Vom trăi și vom vedea. Dar, nu uitați, luna nouă, notați-vă! Luna nouă din aprilie, de Paști, Alegeți Dumnezeu trezirea. Luna nouă din iulie. Începeți și manifestați, inițiați către destinul vostru, vindecarea voastră, asta în cazul în care n-ați mai făcut-o, dar trebuie făcut în fiecare lună. Da? În septembrie începe să simțiți noua lume în care vă pregătiți să intrați. Hai să vedem în august ce este. E acest diavol, te rog frumos, Sfinte Duh, Sfinte mai exprimați aici. Cine este diavolul? Cine e acest? Uuuh știu dacă are legătură. Văd un faeton, cineva obsedat să vină înspre voi în august. Iar din iulie poate ei au, poate simțiți telepatic între voi și ei comunicare telepatică, cineva de la distanță. Pentru că e iulie și vine în august. Da? Obsedat este cineva obsedat de voi. Ia uite, v ales cineva care v ales pe voi. Iar mai căutați-mă și vom vedea că sunt doar două cărți, totuși, da? În august. E o obsesie, e o pasiune din partea cuiva. O poziție rac, rac, capricorn. Poate acest, vă întâlniți cu cineva cu marcaj, că tot am văzut lună și atâtea marcaje pe, și, da, vorbim de zodia racului. Poate în august vă întâlniți cu cineva cu marcaj interesant în semnul racului, dar care, și nu e obligatoriu, dar eu așa zic, dar care lasă în urmă o energie toxică, nu, să nu fie musaia voastră, să fie a lor, pentru că dacă voi ați trecut prin probleme și vă vindecați, atrageți oameni care vor să se vindece și ei de problemele lor, da? Posibil ei lasă un capricorn în urmă și ei, ia uitați ce frumos, ei intuiesc că voi sunteți steaua lor și eu, uita, steaua vine aici, faetonul merge către stea, către destinul lor. Ei intuiesc că sunteți predestinați, iar variază ei voi. Și chiar dacă n-ar fi cineva, am zis, chiar dacă ar fi să vă puneți intențiile în iulie către destinul vostru să vă manifestați misiunea spirituală, dragii mei, acest faeton vă poate reprezenta pe voi. Hotărâți să vă împliniți această stea. Hotărâți să lăsați în urmă obsesiile, adicțiile, oamenii toxici, da? intoxicanți. Da? Și uite așa, ce super, în septembrie încheiați, începeți o nouă lume. Dar iar este o întâlnire la distanță cu cineva, o distanță poate să fie din capătul țării până în capătul țării sau peste hotare, de peste hotare, pentru că e lumea. Am zis, pentru că cineva alege dragostea. Clarifică, te rog frumos, o de spade. Ai. Da. Mai, mai s-a răsucit aici și nu. Am pus semn. Da, asta e. A, ah, da, ia uite. Asta căutam. Puf. În momentul în care încheiați acest capitol și începe să manifestați o nouă viață, în noiembrie, pf, dragii mei, într-un mod trăsnet, într-un mod trăsnet, neprevăzut, niște evenimente într-adevăr neprevăzute, da? niște situații care dintr-un multe vedere se dărâmă, poate să fie și situația la nivel planetar să se dărâme, dar no matter, does, cum e? doesn't matter. Who cares? Atât timp cât voi ați ales soarele, voi ați ales la lună nouă, iar destinul vostru începe să manifestați, dragii mei, dragoste față de voi, fericire, speranță, credință, lumină, da? Manifestați această, da? Chiar dacă în noiembrie se dărâmă, iată, lumea pentru cineva. Cine a fost obsedat, programat mental, cine a stat în cuști mentale, cine nu a vrut să se dezlege de niște gânduri, de un stil de a gândi, I se va dărâma întreaga lume, da? În momentul în care voi încheiați acest capitol și voi veți manifesta, veți manifesta dragoste față de voi, speranță, încredere, optimism. Steaua este steluța pentru mine. Nouă de cupe este steluța. Varianta mică, da? Nouă, da, da? Și aici este steaua în iulie și în august. Și uite așa, în momentul în care manifestați dragoste față de voi, like attracts like, vine, da, și iubitul. Prea iubitul ca în poveștile lui Rumi. Prea iubitul, nu iubitul, prea iubitul. Da? Acest personaj care vă este trimis da, de soare, de Dumnezeu. Nu mai e o tentație, da? Nu mai e o tentație, nu mai e trimis de Satan, nu mai e, da? Este trimis de Dumnezeu. Și uite așa, manifestați, iau te soale între voi. Dar ca să fie soare între voi, trebuie să aveți și voi soare, trebuie să aibă și ei soare. Aici este. Trebuie să alegeți. Am zis, de-aia zis, alegeri foarte frumos, foarte frumos. Alege și voi și altcineva. Va alege soarele sau vă va alege pe voi și toate lucrurile astea se vor manifesta în timp. Acum că tot ce am zis eu, nu o să fie musa, e luna, martie, aprilie, așa, da? Poate să varieze. În principiu cam asta e povestea, dragii mei. Intrați, fui, ia, ia I love, love you, cărțile mele de tarot. Și eu îl iubesc și pe Dumnezeu și pe Sfântul Duh care mi-a dat aceste frumoase, frumoase mesaje. Da? între uniune, întrăgostiți, cele două suflete. Venirea, da? Întâlnirea, coming. Faetonul este determinat, da? Frumii, frumi, frumi. Și repet, nu-i musai să fie senoracului. Este o poziție rac-capricor. Lăsați în urmă oamenii supermaterialiști care se concentrează pe poziții sociale, pe bani, da? Și mergeți către misiunea voastră spirituală. Cu bune și cu rele. Hotă, -râți. Hai să vedem. Iau te, da? Ah. Posibil, dragii mei, în noiembrie, e posibil. În noiembrie, cineva să încerce să se lupte pentru voi, da? să se lupte, să refacă. Da? S -s -s -s, mai bine zis, nu. Dacă le pică lumea în cap, pentru că voi ați ales o nouă direcție, voi încheiați un nou capitol, dacă lor le pică lumea, construcția interioară, mentală, da, se dărâmă, într-un mod neașteptat vor veni să manifeste, să se lupte pentru voi, aute, să se lupte pentru voi pentru voi, peștișorii 9 de cupe. Cine poate fi mai peștișor decât 9 de cupe? Da? Eh, 10 de cupe. Ala e super peștișor. E balena deja. Ok, ok. Hai să vedem, mai. În. Asta fiind în octombrie. În noiembrie. Vă îndrăgostiți, vă întâlniți. trăsnetul ăsta poate să fie și că cineva se îndrăgostește de voi tocmai când vă pierde, da? Sunt multe, sunt multe variante. Îmi spuneți, măcar să am eu canalul până la sfârșitul anului deschis, ca să-mi spuneți. Măcar să fie acest, acest lucru posibil. Dacă nu, îmi, trimiți, îmi trimiteți așa în zbor, în gând, că s-a manifestat această dragoste, această îndrăgosteară, această întâlnire cu sufletul pereche. Hai să vedem totuși clarificăm îndrăgostiții, că tot am clarificat destul de multe. A peștișor asta, pentru că încă suntem în vibrație de peștișori, este ultima zi din peștișori. Și clarificăm îndrăgostiții, clarificăm, te rog frumos, îndrăgostiții. Și dacă flacăra voastră, cum am zis mai devreme, e nehotărâtă, da, și vine doar pentru că îi atrage abundența voastră, dați în urmă, mai este un suflet pereche, este sufletul pereche darmic, că uneori flăcările gemene nu se trezesc și nu contează, există un suflet pereche darmic mai evoluat decât flacăra geamănă da? care poate să compenseze și chiar puteți să creați ceva special împreună, da, clarificăm îndrăgostiții, te rog frumos clarificăm îndrăgostiții uh, da, vine cineva în viața voastră, ha, ha, ha să vă cucerească Cineva atrage atenția, iar posibil pentru unii, posibil pentru unii cu steaua și cu soarele și cu... Așa, să fie cineva foarte strălucitor care atrage atenția. Hmm, hmm, hmm. O persoană publică, dar nu pentru toată lumea. În fine, poate voi sunteți persoană publice și atrageți atenția și uite așa se întrăgostesc. Iar variază. Dar eu așa simt, simt. Că vine cineva și vă îndrăgostiți. Vai, 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 vai. Da după ce au stat după ce au stat și și-au ordonat emoțiile și gândurile. Eventual să fie, poate să fie și vibrația voastră. O luați de la zero cu lumea și vă vindecați de toate confuziile. Hmm. Clarificăm și doi de cupe. Hai să vedem. Doi de cupe înseamnă că vă întâlniți cu sufletul. Ce să vă? nu doar că vă îndrăgostiți, stați față în față și comunicați și manifestați această acest ai peștișor, 2 de cupe, 2 de cupe, 2 de cupe pentru peștișor. Super, la sfârșitul anului 2021. Aha, și intrați, vă pregătiți pentru vibrația anului viitor, care este 6. Ia uitați, intrați, vă ia uitați, vedeți? Am zis, ascultați vibrația anului. La anul va fi vibrație 6, deci intrați deja în vibrație cam mai înainte decât alții. Dacă alegeți corect, dacă alegeți credința, Dumnezeu... Bine, nu pot să spun eu tot ce zic, chiar dacă unii... Ah, Adică, nu pot să zic vreau să zic, nu pot să zic tot ce cred, dar. Da, se schimbă energia, iau-te. Începeți de la zero, de la zero, schimbați energia. Cineva, probabil, că o să pună în, în, în realitate, în acțiune în valetul de, de monede, această, această iubire, da? Wow, se va face justiție. Nu e obligatoriu să fie balanță, dar se va face justiție. Da? S -f -f -f, wow, wow, dar ce cărți? Vă veți vindeca unul pe altul, vă veți echilibra, vă veți oferi și emoții. Uite, 10 de cupe, 6 de cupe. Cu acest personaj, cu acest personaj, posibil, unii dintre voi vă veți căsători, dar ce vreau să zic, cu acest personaj ați mai fost într-o altă viață. Klar, clar, clar clar. Wow, bine că am clarificat așa de curiozitate. Da, vine de la distanță. Oh! <laughs> da, regele de spade pentru unii. Mai sper că v-a plăcut. Ați înțeles că am vorbit așa de mult și am trecut așa. Că vin ideile, vin mesajele foarte brusc uneori. Și trebuie să dau și mai multe variante. Sper că v-a plăcut. Like attracts like. Dați-mi un like și o să primiți mult mai mult. Sufletul vostru, geamă, vi l-am adus. Vi l-am adus. Hai. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, fericire, echilibru, justiție, pasiune, vindecare, creștere spirituală, trezire, tot ce e mai frumos. Pupături multe. Numai bine, ceau, ceau.